Aceștia sunt toți dracii muți din noi. Gelozia, răutatea, ambiția, orgoliu, încăpățânarea, răzbunarea, dușmania, vorbirea de rău. Toate fac obiectul acestui duh mut care vine și ne înghimpă. Câte o leacă. Ați fost în prisaca de albine, n-ați fost, sau cine-o fi stupar. Îți dă acu primăvara prima albină, te doare un pic mai tare, ți-l dă pe al doilea, pe al treilea, te obișnuiești. După aia e ace și nu te mai doare sau te-ai dezobișnuit de durere. Așa face și dracu, te înțapă întâi o leacă și adorme conștiința, te înțapă a doua oară și o adorme și mai bine, și a treia oară. După aia o înțapă mereu, dar și dacă o înțapă în mod exagerat, la un moment dat, de la prea multe aceși venind, poți muri și de la prea multe ispitiri nestăpânite și nepuse la punct, poate să-ți vină pe irea, pentru că plata păcatului este moartea. Deci noi trebuie să învingem acest drac mut care ne duce în stare de epilepsie. Și acum să vedem cum putem noi explica stare de epilepsie, că toată lumea spune, unii au explicat că cine e bolnav de epilepsie are demon. E o eroare sau e o variantă relativă? Eroare, pentru că boala este de natură neurologică și este vorba de creier și de organism care nu corespund și nu bat în același ritm comandă-execuție, dar în același timp noi putem vorbi de o altfel de epilepsie. Expresia populară de la țara unei mame scoase din sărite. Bă, tu ai drac în tine? Ești demonizat? Te chinuie satana? De ce? Omul are o manifestare depășită de firescul normal și în stare de mânie și în stare de iuțime și în stare de răutate și în stare de orgoliu, adică e o limită. Ei, când ai depășit limita și ai ajuns să devii holbat, să ți se înroșească ochii în cap, să batjocorești până faci spume la gură, să fermi și să izbești scrâșnind din dinți, aia nu e epilepsie, aia este demonizare. De dreacu era mut și surd, nu că era ăsta bolnav de epilepsie. Deci în momentul când îi spune că înțepenește, vreau să vă spun că eu am văzut cu ochii mei bețivan care mușca din pahare și din sticla de băutură și mesteca sticla în dinți cum mestecă calul grăunțele și într-adevăr stătea țapăn și încordat, parcă avea demonul el. Și gheata bătrână îl stropea cu aghiazmă și spunea să iasă mamă duhul rău din el. Duhul rău ieșea, că el a doua zi se trezea, dar era tot tăiat prin gură, era tot pălit și spunea, nu mi-am dat mamă seama ce am făcut aseară. Și bătrâna se lamenta spunându-i, ai băut ca un bou. Bou nu bea atâta, bou bea cât îi trebuie, se culcă rugul, mă dă din coadă, să apără de muște, să scoală dimineața, îl pui la car, tragi cu el lemne, ari, duci la moară, niciodată nu va face bou ce face demonizatul. Deci, omul în cinste fiind a coborât un pas mai jos decât dobitoacele cele fără de minte. Să nu jignim animalele punându-ne în locul nostru. Ai mâncat ca porcul. Nu. Porcul mănâncă cât îi trebuie și să culcă, răstoarnă troaca. Asta e singurul lui dezavantaj. Noi nu răsturnăm troaca, o lăsăm nespălată pe masă, dar nu spunem mulțumesc pentru masă. Mulțumesc lui Dumnezeu, adică, că soție oricum nu-i mulțumiți. Și asta spune Hristos, o neam necredincios, până când vă voi răbda pe voi? Adică și pe Dumnezeu îl scoate din sărite lucrurile elementare. Și ca să nu intru în elementaritatea lucrurilor, am să vă dau pilde simple. Băi, ți-am spus de 1000 de ori să-ți faci patul? Ți-am spus să nu lași mizerie în cameră? Ți-am spus să-ți așezi cărțile și hainele? Ți-am spus să aerisești? Ți-am spus să dai cu mătura? Ți-am spus să lași curat? Ți-am spus să faci aia? Ți-am spus să nu umbli acolo? Și repetă de mii de ori aceeași expresie. Cam în același mod îl irităm noi pe Dumnezeu de fiecare dată în orgoliu nostru și în încăpățânarea noastră, ori de câte ori o facem pe-a nebunii cu Dumnezeu, pe-a nebunii. Pentru că cel ce pierde suntem noi, el nu pierde niciodată Dumnezeu. Dumnezeu pe cei răi cu foc îi va pierde și nu se va întrista de pe irea lor, că spune psalmistul, și-au scris slava lor pe pământ, și-au scris numele lor pe pământuri, și-au scris numele lor în averea lor, dar casa lor îi iadul în veacul veacului și vor fi dați acolo ca oile din junghiere, ori în Catisma 7 sau 14, nu mai am memoria.
Spune că în momentul când s-a apropiat copilul de Hristos, atât de tare l-a zguduit și a căzut la pământ și răgea și se zvârbăcolea spurmegând, încât Iisus mai adresează o întrebare, ca să vedeți ce necesar este. Cine se grăbește, puteți merge, mai avem un pic. Mai pune Iisus o întrebare. Dom'le, de când e starea aceasta? Și tatăl este obligat să dea răspunsul concret, nu putea minți în fața lui Hristos. Din pruncie. Vedeți? Ne întoarcem la elementul primordial, familia, biserica fundamentală, filozofia fundamentală, pedagogia fundamentală, educația fundamentală, creșterea fundamentală, însușirea valorilor fundamentale care vine direct din familie. De aceea astăzi satana s-a gândit să bată război cu familia și să schimbe uneori sensurile și polii familiei, făcând doi bărbați tătici și mămici sau două mămici tătici și mămici, nebunii de genul ăsta. Asta mai puțin ne interesează, ține de deontologia nebuniei, nu ține de deontologia realității. Adică omul care vrea să fie moral sau educat, respectă niște principii biblice fără să judece, fără să o osândească, fără să poartă grija cuiva, fără să se agite. Orice om firesc care are pe Duhul Sfânt în el și este parte bărbătească, își va lua ca soție o femeie, va naște prunci, va educa și va duce mai departe neam omenesc, cum spune și în Constituție. În schimb, același lucru îl găsim în agitația asta spumegândă, dacă vreți, în care cu multă îndrăcire și cu multă râvnă și cu multă perseverență, și aici poate că de multe ori putem să tragem un semnal de alarmă și să spunem, Domnule, oare biserica n-ar trebui să fie mai vehementă și mai atentă asupra credincioșilor săi legat de lucrul acesta? Și da, și nu. Întâi că ne lipsește garanția morală. Ne trebuie credincioși de foarte bună calitate care să înțeleagă mesajul bisericii, dar ne trebuie slujitor de foarte bună calitate care să transmită mesajul bisericii. Pentru că dacă nu-l transmitem așa cum se cuvine, el poate redeveni interpretativ. Ori o faci cu prea mult patos și jignești, ori o faci cu prea mult fanatism și smintești, ori o faci cu prea mult radicalism și poți crea rumoarea, dar trebuie să o faci cu cea mai mare convingere că nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu, că nimic nu este mai presus de familie, de mamă și de tată, nimic nu este mai presus de pruncii noștri care duc mai departe numele, insigna și blazonul familiei,